pârga celor adormiți. El a fost cel care a spus și s-a făcut. Alții, așa cum au spus și antivorbitorii mei, au spus, dar au rămas tot în pământ. Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Și ne mai în epistola Apostolului Pavel către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, ne spune: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mișlocească pentru ei, să vii să fie El. Deci, dragii mei, în acest verset se cuprind multe, multe lucruri ale Dumnezeirii. El este pururea și trăiește pururea. El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, cu toate că acest mijlocitor îl găsim și în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1, și în alte părți în Biblie. Însă aici este condensat, strâns tot adevărul despre Dumnezeire. Și pentru ca noi să credem, avem cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și unii spun că pocăiții sunt înapoiați, oameni reduși. Ceea ce vă spun este contrar adevărului, fiindcă niciun copil de creștin nu cred că este analfabet. Pe când majoritatea celorlalți sunt analfabeți. În afară de asta, oamenii de știință recunosc pe Dumnezeu. Marele Arghezi spunea la vremea lui când a scris Eseul Testament, zice, nu-ți voi lăsa drept bunul după moarte decât un nume adunat pe o carte. Numele este Iisus Hristos, iar cartea este Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul Iisus Hristos, chiar aflat pe cruce, se îngrijește de lucrurile pământești. Și în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19, cu versetul 26, găsim scris: când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o acasă. De asemenea, aici, în aceste versete, sunt cuprinse multe adevăruri. Mama Domnului Iisus Hristos a fost fecioară până la naștere. După aceea, Biblia ne relatează că este mamă. Atât cât a trăit Domnul Iisus Hristos, când s-au dus cu frații la El și spune: iată, mama și frații tăi vor să mâncați pe tine. Iisus nu contrazice. Nu spune, nu-i adevărat, e fecioară. Este mamă. Și dă cinstea cuvenită. Și noi trebuie să ne cinstim mamele și să o cinstim pe Domnul Iisus Hristos. În toate situațiile, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, își descopere puterea de Dumnezeu, chiar și fiind om. Și de asemenea, tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 16, cu versetul 33, ne spune: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Deci Domnul Iisus Hristos știa că se apropie de Calvar, de Golgota. Și își pregătește ucenicii, ne pregătește pe noi. Pentru că nici pentru noi nu sunt timpuri
excepțional de bune. Și în mod special acum, când bătălia se dă pentru credință. Ați auzit că se dărâmă biserici. Se fac în locul mănăstirilor hoteluri cu spa. Și multe, multe alte lucruri. Acum se lucrează la un proiect ca bisericile să le transforme în cluburi sau săli de jocuri. Azile de bătrâni și crește pentru copii. Și la acest capitol, crește pentru copii, se preconizează că la naștere, mama să lasă copilul într-o asemenea creștere, să fie educat în spiritul lumesc. Și este un lucru pentru care trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie. Însă totuși să știți că toate cele care se întâmplă sunt îngăduite de Dumnezeu pentru ca să încerce credința voastră. Spune Biblia, cine va suferi până la capăt. De asemenea, în capitolul 17, tot din Evanghelia după Ioan, ne spune în versetul 14, le-a dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Deci, dragii mei, aici vorbesc ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și pe noi ne-a trimis. Mergeți în toată lumea și cum vă zice Evanghelia la orice făptură. Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Însă trebuie ca cineva să spună. Și eu am spus uneori, atunci când stăm de vorbă cu un om necredincios sau nu, este impropriu spus necredincios, fiindcă Biblia ne spune și dragii credință în pioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. La un om de născut din nou, să ne întrebăm, dacă eu acum nu-i spun acestui om, voi va avea posibilitatea vreodată să-i spun? Că Dumnezeu îl iubește? Deci a doua parte a întrebării, dacă eu nu, atunci cine? Întrebați-vă. Și așa cum fine am stat lângă sicriul celui care a fost fratele nostru, Ghiță, în fața unei gropi deschise și priveam la crucea pe care era scris numele dânsului. Și eu până eu credeam că dânsul este mult mai în vârstă decât mine. Și este o vorbă. Venim pe rând, dar plecăm pe sărite. Și eu m-am convins de acest adevăr. Dânsul era un an mai mic decât mine. Și a plecat înainte. A venit după mine și a plecat înainte. Deci, dragii mei, în primul rând, trebuie să ne rugăm pentru noi, ca să fim lumini și sare acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Și pe urmă să mijlocim pentru toți ceilalți, inclusiv pentru conducătorii noștri locali, zonali și pe țară. Chiar și pentru cei care caută să facă globalizare. Pentru că boala, pandemia, a fost doar un motiv ca să bage frica în oameni, să poartă o mască infectată, să stăm departe, să nu dăm mâna să ne salutăm, să nu ne îmbrățișăm, deci să se rupă legătura între oameni. Copiii nu mergeau la bunici să nu-i infecteze.